Dragi ascultători, în această rubrică vă prezentăm ideile principale din pasajele biblice abordate în programul Itinerar Biblic, lectura comentată a Sfintelor Scripturi. Puteți urmări varianta extinsă pe site-urile twr.ro sau ttb.twr.org. Privind în a doua jumătate din capitolul 4 al Evangheliei după Matei, aflăm astăzi de ce îl urmau oamenii pe Iisus. După ce a plecat din pustia ispitirii, dovedind că este împăratul și mântuitorul nostru, Iisus se întoarce în nordul Israelului și își mută cartierul general din Nazaret la Capernaum, pe malul nordic al Mării Galilei. De ce Capernaum? Matei este singurul care ne sugerează un motiv, de vreme ce principala sa preocupare a fost să ne arate cum a împlinit Iisus profețiile Vechiului Testament. În Matei capitolul 4, de la versetul 15, întâlnim un citat din Isaia capitolul 9, primele două versete. Norodul acesta care zăcea în întuneric a văzut o mare lumină și peste cei ce zăceau în ținutul și în umbra morții a răsărit lumina. Am încheiat citatul. Locuitorii din Capernaum vedeau așadar o mare lumină. Prezența lui Iisus printre ei îi făcea răspunzători pentru cum vor răspunde la ceea ce vedeau cu proprii ochi. Invitația lui Iisus era mereu aceeași: veniți la mine! Din păcate, mai târziu, Iisus va mustra Capernaumul pentru neputința și nevoința de a-L recunoaște pe El ca Mesia. Apoi, lansându-și lucrarea, Iisus a chemat pe primii patru dintre ucenicii săi. Citim de la versetul 18 din capitolul 4. Pe când trecea pe lângă Marea Galilei, Iisus a văzut doi frați, pe Simon, zis Petru, și pe fratele său Andrei, care arunca o mreajă în mare, căci erau pescari. El le-a zis: veniți după mine și vă voi face pescari de oameni. Am încheiat citatul. Pe măsură ce îi vom cunoaște mai bine pe acești ucenici, vom fi surprinși să constatăm cât de slabi erau. Ce lucru mare este să ne dăm seama că Iisus nu cheamă oameni perfecți să-L urmeze, ci doar pe cei doritori. Așa că e foarte posibil ca El să ne poată folosi și pe noi. Iisus le-a spus lui Petru și lui Andrei, apoi lui Iacov și Ioan: veniți după mine și vă voi face pescari de oameni. Chemarea sa poate n-a fost chiar la fel în ce ne și vă privește. Poate că nu te va face pescari de oameni dacă nu ești familiar cu domeniul pescuitului. Dar în orice domeniu ai fi, El te poate folosi, indiferent ce talent sau aptitudine ai avea. Încredințează-i-le Lui. Acesta e lucrul important pe care trebuie să-l faci. El nu ne va pune pe toți să facem același lucru, pentru că nu toți avem aceleași daruri sau abilități. Trupul lui Hristos are multe mădulare, unice și echipate să slujească trupul. Împreună cu ucenicii săi, Iisus a străbătut Galileea, propovăduind Evanghelia Împărăției, care are în centru persoana împăratului pe care trebuie să-l primească oricine. De asemenea, Iisus a vindecat mii de oameni de toate felurile de boli și a eliberat de demoni. Când s-a dus vestea despre tot ce făcea Iisus, oameni de peste tot din Israel au început să umble după El. Care este istoria ta? De pe unde ai venit? De la ce depărtare? Ce ai părăsit ca să-L urmezi? Data viitoare vom afla despre cea mai importantă predică a lui Iisus. Despre ce să fie vorba?